Se bine, începem pregătirile pentru nou sezonul cu ce gânduri? Da, începem în primul rând cu gândul acela de a ne pregăti foarte bine, să putem alerga, să putem face meciuri frumoase și chiar ne bucurăm că ne-am adunat cu toții și suntem fericiți din nou. Ai fost golghitorul sezonului trecut, golghitorul român, ceva oferte, mai rămâi la FC Botoșani? Asta nu știu, nu ține de mine, eu știu că mi-am făcut treaba și vom vedea după cantonament ce se va întâmpla. Da, am contract cu Botoșani încă un an, cum am spus, vom vedea după cantonament ce se va întâmpla.